dacă îți place fotografia și ești încă la început, sunt sigur că ai foarte multe necunoscute. Una dintre ele este filtrul de polarizare. Astăzi îți voi arăta cele mai importante 3 motive pentru care să utilizezi un astfel de filtru. Sunt sigur că te-ai vedea situații în care ți-ai fi dorit să fotografiezi printr-un geam, printr-o vitrină sau chiar dincolo de ruciul unei ape. Întotdeauna problema a fost reflexiile. Pentru aceasta, se recomandă un filtru de polarizare. El te ajută să elimini reflexiile și să obții cadrul dorit. O altă situație în care se dovedește util este fotografia de peisaj. Dacă fotografiezi la amiază într-o zi însorită ca acum, din cauza poziției și intensității luminii soarelui, fotografiile vor părea lipsite de contrast și saturație. Prin eliminarea razelor parazite, filtrul de polarizare intensifică saturația și contrastul, astfel obținând imagini mult mai plăcute. Dacă fotografiezi cu obiective foarte wide, îți recomand un filtru cu ramă subțire pentru a evita vignetarea. O altă situație la care probabil nu te-ai fi gândit este fotografierea cu un câmp de profunzime redus. Spre exemplu, fotografia de portret. În acest caz, te-ai fi dorit să folosești o diafragmă cât mai deschisă, însă din cauza cantității foarte mari de lumină, nu se poate. Filtrul de polarizare joacă rolul unui filtru cu intensitate neutră și te ajută să obții imaginea de care ai nevoie. Cam atât pentru astăzi cu filtrul de polarizare. Te aștept în magazin pentru a-l testa și nu uita să ții închide curățare sau măcar o microfibră pentru a-l păstra curat. Pa, pa!